Între Episcopia Tulcii și Penitenciarul de Maximă Siguranță din Tulcea există un protocol în vederea pastorației persoanelor private de libertate. Ca urmare a acestui fapt, în fiecare an, ziua cinstirii lanțului Sfântului Petru este un nou prilej de cercetare a deținuților de către Preasfințitul Părinte Visarion. Anul acesta, penitenciarul împlinește 30 de ani de activitate. Astăzi, în capela Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cadrul Penitenciarului de Maximă Siguranță Tulcea, Preasfințitul Părinte Visarion a oficiat Sfânta Liturghie. În cuvântul de binecuvântare, ierarhul a îndemnat persoanele private de libertate la credință și la stăruință pentru îndreptarea vieții. A devenit o tradiție frumoasă ca de ani de zile să venim în această zi, la fel și în ajunul praznicului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, în această instituție din Tulcea, pentru a săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Ne-am bucurat împreună cu deținuții de aici și cu cadrele de conducere de binecuvântarea lui Dumnezeu, cel minunat între Sfinții Săi, revărsat asupra noastră tuturor prin harurile Sfintei Liturghii. Iată, sărbătoarea de astăzi are o conotație spirituală deosebită pentru cei care se află pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă în acest loc de penitență și cu siguranță că sufletele lor s-au umplut de speranță, s-au umplut de bucurie și s-au umplut în același timp de credință tare că Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care unește, este Cel care eliberează, este Cel care ne face pe toți liberi cunoscând adevărul Său. Anul acesta, Capela Penitenciarului din Tulcea împlinește 30 de ani de atestare. Și am putea spune că la începutul anului civil, prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeiești Liturghii, s-a marcat începutul festivităților de bucurie pentru această instituție. La Sfânta și Dumnezeiască Liturghie au participat un număr mare de deținuți care s-au bucurat și s-au mângâiat din bucuria euharistică. Ne bucurăm, alături de întregul colectiv de cadre și de persoane private de libertate, de prezența în mijlocul nostru a Preasfinției sale Visarion, Episcopul Tulcii. Slujirea sa ne este prilej de mângâiere și de liniște sufletească, motiv pentru care îi mulțumim pe această cale pentru tot binele, pentru iubirea și pentru purtarea de grijă. La final, Preasfinția sale a oferit deținuților daruri, iar reprezentanții instituției i-au dăruit ierarhului o icoană cu botezul Domnului. De asemenea, Preasfințitul Părinte Visarion a vizitat biblioteca și atelierele de pictură și sculptură din cadrul penitenciarului.